La o adică putea să facă alte chestii, nu să stăm ieșind de la servici sau, mă rog, atâta lume în care să nu putem ajunge acasă. Deci părerea mea că autoritățile nu-și fac datoria. De cât timp sunteți aici? Păi face socoata de la ora 4 fără 10. Chiar când s-au pus paia am fost ceva cumpărături și de atunci. Și uitați-vă cât e ceasul, că nici ceasul nu mai funcționează și nici un mijloc de transport să ajungă mașinile, să ia pe aici, bătaie de joc. Câți oameni sunt de la salubritate? Cât? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră care reporteră, cât sunt? Nu sunt, îți doi sau trei oameni. Și ce fac ăștia doi, trei oameni? Am văzut că canalele sunt înfundate, nu mai fac față, da, apă. Înțeleg că și canalele sunt, într-un cuvânt, poate nu pot să fac atâta față, dar s-au făcut toate noi, s-au schimbat. Și nici acum, dacă s-au schimbat, nu se poate face nimic. E ceva dezastros. Du-te în alte țări că nu e așa ceva. Înțeleg că vin ploi, vin totul, tot, dar e dezastru. Uite, mergi în Austria, câte ploi nu sunt în Germania, în asta. Se vede așa ceva, nu se vede. Eu stau aici de 3 ore. De 3 ore și domnul nostru primar, bineînțeles că stă acasă, nu opresc cursele să nu ia de aici. Păi unde vrei? Până la jumate să trecem pe aici, pe stradă. Cum să treci? Hai când votăm primarul, cum îl cheamă, abar n-am. Vrei votat și nu vine păi să desfundă. De 3 ore stăm aici, domnule. M-am dus să trec cu geanta, unde să treci? Până la jumătate aici? Nu vine o mașină de pompier să desfunde sau cineva? Până la 9, nu vine cineva să-i libereze drumul? Păi așa stai și ce-i apa și mori în drumul mare cu primarul acasă, bea cafeaua sau s-o culca deja. Eu sunt speriată de moarte. Mi-e frică de apă și nu vă puteți da seama prin ce trec, prin ce am trecut. Am și filmat primele momente ale dezastrului, că e dezastru. Mi-e groază. Uite, nu îndrăznesc să trec prin apă, stau aici în blocul de vis-a-vis și nu îndrăznesc să trec prin apă. Mi-e frică. De cât timp sunteți aici? De 2 ore. Ce să zic? E calamitate naturală. S-au înfundat acolo sus un canal, o luat apa peste, canalele, eu știu, nu le mai desfundă nimeni și mai sus acolo, mai sus pe 24 ianuarie, la mine la poartă, iar este un canal făcut aiurea, vine apa peste dalele alea, are o crăpătură atâta pe unde intră apa, în restul nimic, făcut aiurea. Eu am vrut să mă duc la Lidl. Și acum cred că mă duc până la subinginerii în fața acolo și am să trec în partea alaltă și mai iau înapoi. Asta e. Mi-am văzut că dumneavoastră ați avut curaj, ați luat-o prin mijlocul apei. N-am ce să fac, sunt obosită de la lucru, vreau să ajung acasă. E groaznic.